Vă salut! Iată-ne la o săptămână după ce am filmat această familie. Familie la care am introdus atunci 3 rame. Vreau să vedem cum se prezintă această familie după o săptămână. Suntem în 24 aprilie. La mine aici în zonă încă mai este până va înflori salcâmul. Eu preconizez undeva la 2 săptămâni jumate. Asta e rama după diafragmă, în care văd că au băgat niște nectar. Au mai avut ea ceva pe ramă, dar probabil că o mai depozita. Sunt curios să vedem dacă o luat ramele care le-am băgat atunci. Era o ramă aici în mijloc. Hai să văd exact acele rame. Prima dată. Deci am băgat o ramă în mijlocul cuibului. Rama aceasta. Da, e o oată în totalitate. Nu știu dacă o să se vadă, dar e o oată până jos toată rama. Pe partea asta, da, și aici. E o oată toată. Deci asta e rama cu care am spart cuibul și am mai băgat o foiță a doua ramă. Hai să vedem cum se prezintă și acea foiță. E o oată și foița, e crescută și e însămânțată. Da, și pe o parte și pe cealaltă. Aici, chiar și pe ultima ramă, am mai avut ceva puiet. Dacă vă aduceți aminte cei care ați văzut acest video trecut, uite, pe suprafață destul de mare, are deja, uite aici miare căpăcită. Și asta de acum, din perioada asta, aici are puiet și pe prima ramă. Deci asta are, hai să și vedem, deci are pe a doua puiet. Da. Sunt 2 cu puiet. Trei. Asta e a patra. Rama din mijloc. A cincea. Da, și asta. Da, și această ramă. Deja încep să crească puie de trântor. Crescând puie de trântor, o să
o să vină perioada când încep să fac regină. Asta în jurul, cam peste o săptămână, undeva la 1 mai, o să încep să transvazez larve. Asta e ultima ramă, o ramă care e cu nectar. Bun. La această familie îi voi mai da o foiță. Bun, și am închis-o pe 10. 10 rame. E o familie, o ladă, de fapt, care intră între 11 rame în ea. 10 și diafragma. Nu chiar, nu știu dacă intră, nu. 10 rame și diafragma. Această familie o să montez magazia cu borcane cu foiță, în care o să adun miere direct în borcane, care ați văzut video care l-am prezentat în iarna aceasta. Sigur știți despre ce vorbesc. O să vedeți când o să înflorească salcâmul, voi monta magazia cu borcane pentru a crește faguri și a-i umple cu miere direct în borcane. Bun. Bun. Să mai deschid o familie. Asta e o familie pe care o am într-o ladă de 10 rame, dar e cu magazie fixă. Sistem de ladă la care vreau să renunț pentru că e mai incomod de lucrat în ea. La noi aici în sălaj să folosesc astfel de rame, de lăzi. Sunt care folosesc, sunt destul de mulți care folosesc, dar sunt destul de incomode, părerea mea, de lucrat în ele. Familia asta nu a mai fost filmată. Asta e a 8-a ramă. Familia e pe 9 rame. Asta cred că va necesita foiță, după cum o văd, și o voi încheia pe 10 rame. E o matcă foarte bună. Aici să... Uite că am și prins-o. E o matcă bună. Acum, legat de selecție, eu totdeauna când fac măci am în vedere ca matca de la care o să iau larve, acea familie să fi trecută printr-un cules. Deci dacă fac măci, fac din familie care a fost trecută un sezon prin cules. Pentru că mă interesează foarte mult și cum adună. Asta a fost o ramă care am băgat-o la ouat. O și ouat. Am băgat-o chiar în centrul cuibului. Da, e ouat, are larve. Deci asta spuneam, că eu vreau să le văd cum adună. Că sunt anumite măci care pontează foarte bine, dar nu se comportă atât de bine în cules ca și altele. N-au acel instinct atât de bine dezvoltat în cules. Și ăsta e un lucru important pe care îl urmăresc. Bine, pe lângă acesta mai urmăresc să aibă și o rezistență bună la iernare.
asta, e o matcă, o matcă bună. Matcă bună. Dar așa cum v-am spus, e matcă de anul trecut și vreau să o văd, vreau să o văd un an în cules cum se comportă. Aici e o foiță băgată acum o săptămână. Da, începe să punteze. Da, are, are aici ouă. Deja a început să punteze matca. Da, și aici e o oată. Bun. Deci asta va necesita încă o foiță. E un sistem de ladă asta care, așa cum v-am spus, nu prea place. Am început cu el, prima dată am început cu orizontali, pe 16 rame, după care am trecut la sistemul ăsta și până la urmă am decis că sistemul de 10 rame cu magazie detașabilă e cel mai ok. Bun. Uitați ce vreau să vă arăt. Legat de selecția mărcilor, la această familie, care e una dintre familiile care le urmăresc, se poate vedea cum albește fagurii. Cresc foarte bine fagurii și adună miere la partea de sus. Cred că se poate observa. Față de alte familii, e o diferență. La, nu numai la asta, sunt câteva care albesc foarte bine și au miere, coroniță de miere. Deși au cam același nume de rame, număr de rame, unele albesc foarte, foarte bine. Construiesc. Și lucrul ăsta le iau în vedere și atunci când cresc mărci. Deci sunt mai multe aspecte pe care le urmăresc. Bine, asta nu o spun pentru a crede cineva că vreau să-mi vând mărcile. Nu, pentru că eu nu fac mărci de vânzare, fac doar pentru mine. Spun lucrul ăsta pentru că poate sunt mulți care vor să facă și să știe cam ce să urmărească atunci când fac măci, vreau să-și facă măci. Și asta mă refer la cei care sunt la început. Să știți că cele mai bune măci sunt cele care ni le facem noi singuri. Pentru că noi știm exact ce material biologic am selectat și într-adevăr e important să avem și o genă bună. O genă bună de unde să pornim. Dar să știți că nu-i greu de făcut măci. O să prezint în videourile mele când o să încep să arăt pas cu pas cum fac. Bine. Deci asta am vrut să vă arăt. Până data viitoare, numai bine și multă sănătate la toți!